În orașul Bacău va fi construit un nou locaș de cult, cel va avea ca ocrotitor pe Sfântul Vasile cel Mare. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sfințit astăzi piatra de temelie a viitoarei biserici. Aceasta va fi ridicată în incinta centrului rezidențial pentru vârstnici al Asociației Comunitare Brațele Părintești. Te începe biserica aceasta spre temelie veșnică și spre slava lui Dumnezeu în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. La eveniment au fost prezenți preoți, reprezentanții ai autorităților locale, precum și mulți credincioși. La finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre modul cum a luat naștere ideea construirii unei biserici în acest cartier și care va fi menirea viitorului locaș de cult. A construi o biserică înseamnă că Dumnezeu a ales niște oameni pentru a li se da această responsabilitate imensă. De aceea zic eu, fiecare credincioș al nostru, aparținând unei parohii, are într-adevăr calitatea de ctitor și urmaș al voievozilor, ctitor de locașuri sfinte și de cultură și de civilizație românească. Deci iată că a fost nevoie de biserici. De aceea și aici vine și se încadrează în șiragul acesta de mărgăritare spirituale încă un locaș de cult. Iată că este nevoie. Se urbanizează acest oraș, iată blocuri și se pare că edilitarii Bacăului au intenția să construiască aici încă o două, trei blocuri din acestea. Faptul că vă văd astăzi pe acest teren viran, unde acum două zile am venit și l-am văzut și era plin de buruieni. Și atunci am zis cu părintele Gabriel, hai că aici să facem o biserică, pentru faptul că văzând aceste blocuri care sunt construite și se vor mai construi, înseamnă că este nevoie. Pentru faptul că locașul de închinare va fi foarte util pentru tineri, pentru bătrâni, pentru cei care, cum am spus, sunteți aici și iubiți podoaba casei lui Dumnezeu. Lucrarea de zidire a fost încredințată preotului paroh Gabriel Radu Ichim, de la parohia Sfântul Andrei Criteanul din Bacău. Am dat deoparte mărăcinile și din bălăriile care erau, am ajuns să fie cât de cât lumină acum. Nădăjduiesc cu sprijinul pe care cu siguranță mi-l ați da și mi-l dați în continuare, alături de cei pe care avem aici câte o cărămidă fiecare, să putem să ajungem și la stele de data aceasta în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu, alături de Sfinții Îngeri. Noul locaș de cult va deservi și zona de nord a orașului, unde urmează să fie ridicat un ansamblu rezidențial.